Vă salut. Astăzi vă voi prezenta o metodă excepțională de detoxifiere a ficatului pe care am descoperit-o singur. Mai întâi vreau să fac câteva referințe la această idee de detoxifiere a ficatului care apare în mass media, pe internet. Și anume, sunt multe idei care spun că detoxifierea se face prin anumite suplimente alimentare sau prin anumite elemente sau doar prin stil de viață sănătos. Sau mai sunt și idei care susțin că aceasta este o poveste: că nu există nicio detoxifiere a ficatului, că ficatul s-ar detoxifia singur și că nu avem nevoie de intervenții suplimentare. La ambele idei vreau să dau câteva răspunsuri, și anume această ultimă idee că este o poveste, că nu funcționează și că nu e nevoie și ficatul se detoxifiază singur, este parțial adevărată, în sensul că uh, organismul nostru și ficatul în mod special va încerca să se detoxifice pe cât posibil în orice interval de timp pe care îl dăm liber. Adică atunci când digestia nu funcționează, când nu mâncăm și aceasta când se întâmplă? Se întâmplă noaptea, da? Deci dacă noi am mâncat seara, trec câteva ore și organismul nu primește mâncare și atunci ficatul folosește ocazia aceasta și noaptea încearcă să mai detoxifice, dar cantitatea pe care reușește să o realizeze și o realizează este extrem de mică comparativ cu ceea ce voi prezenta astăzi. 2. Alimente și suplimente care pot să detoxifice. La fel, cred că pot exista și există multe alimente care pot să ajute la detoxifierea ficatului, dar iarăși într-o măsură foarte, foarte limitată. Fiindcă adevăratul proces de detoxifiere al ficatului implică o, un debit mai mare, o cantitate și un, un proces mult mai profund decât simple pastile sau ceaiuri sau suplimente care pot să ajute un pic la această detoxifiere. ce aș vrea să mai zic, mai sunt anumite metode de detoxifiere a ficatului pe care totuși le-aș lua în seamă în afară de ceea ce voi prezenta astăzi și anume o metodă a lui Andreas Moris de detoxifiere a ficatului și vizicibiliare, biliare. Poate într-o anumită ocazie vom discuta mai în detaliu despre acea metodă. Este o metodă de luată în seama fix pe ficat, adică exact pentru detoxifierea ficatului, nu și pentru detoxifierea organismului. Ceea ce eu personal am practicat o perioadă de timp, am făcut mai multe detoxifieri după acea metodă și ficatul într-adevăr s-a detoxifiat într-o bună măsură, dar organismul nu. Deci atunci când folosim a, postul cu apă, practic a, noi realizăm o detoxifiere a întregului organism și efectul este a, complet. A, iar dacă vrem să ne focalizăm doar pe ficat, putem să folosim, de exemplu, metoda lui Andres Moris, care este mai puțin a, dificilă decât ceea ce voi prezenta astăzi. A, metoda pe care am, vă voi prezenta este personal descoperită de mine, nu am citit în cărți despre ea, dar experiența posturilor repetate pe care le-am avut timp de mai mulți ani m-au determinat să fac acest lucru și pe mine mă ajută este practic uh, salvator pentru mine. Dacă nu aș aplica această metodă, nu aș putea trece de pragul de 36 de ore despre care v-am spus într-o prezentare anterioară. Uh, oricum, uh, la trecerea acelui prag sunt mai multe lucruri de luat în seamă și vă recomand să revedeți sau să vedeți acea prezentare. Uh, deci depășirea pragului de 36 de ore. Uh, dar în această ocazie voi prezenta specific uh, această metodă mai puțin plăcută, poate uneori se va părea chiar dezgrațioasă, dar când vorbim de viață și moarte, de sănătate și vindecare, de intervenții drastice și salvatoare, nu mai putem să, să punem nimic să dăm nimic la o parte, fiindcă este ceva care ne ajută și practic ne ne salvează să ieșim din, din problema pe care avem. Uh, și anume la ce mă refer? Deci, atunci când noi uh, începem să. Uh, adică începem un post cu apă sau facem o pauză alimentară de o perioadă mai lungă, după cum am spus, uh, ficatul uh, identifică sau organismul identifică acel moment și încearcă să detoxifice. Dacă aceasta este doar o perioadă de somn de noapte de 7, 8, 9, 10 ore și apoi iarăși revenim cu o altă mâncare, totul se oprește. Și în principiu organismul nostru încearcă să facă noapte un pic, dar e extrem, extrem de puțin. dacă îi dăm o perioadă mai lungă de timp, adică un post de o zi jumate, 2, 3, 4 în sus, atunci ficatul începe să elimine din ce în ce mai mult. Bine, nu mai ficatul, toate organele și locurile unde sunt depozitate toxinele încep să elimine, dar în mod special vom discuta astăzi despre de ficat, fiindcă el creează cea mai mare barieră în depășirea pragului acesta de post, când începem postul. Și mai exact, deci când avem, să zicem, o zi, o zi jumate de post, Organismul deja își dă seama că este ceva mai mult decât o pauză de noapte. Este o pauză mai prelungită și se gândește că poate ați intrat într-un post prelungit. Organismul știe despre acest lucru din istoricul nostru genetic, și atunci folosește ocazia aceasta optimă de a elimina ce s-a depozitat în el. Dacă depozitele din ficat sunt, nu sunt foarte multe, sunt cât de cât acceptabile. Posibil să vă alegeți doar cu o stare ușoară de vomă, cu o amețeală, o eventuală furnicătură și slăbiciune și asta e tot. Trece în câteva ore sau într-o zi trece această stare. Dacă însă ficatul este destul de, să zicem, îmbăxit sau cu toxine, care abia așteaptă să iasă acolo și n-au avut ocazia când să iasă, atunci uh, intervine o stare mult mai neplăcută. Și anume, starea de rău care apare în organism se accentuează extrem, extrem de mult, până la limitele suportabile. Adică, practic, uh, cineva care a început un post și se face foarte, foarte rău, nu va ști exact cauzele de ce. Îi se face foarte rău și zice, băi, nu mai pot. Hai să încep să mănânc. Și într-adevăr, dacă începe să mănânce, își revine, fiindcă practic el a oprit detoxifierea și au ieșit ce au ieșit toxine, dar acele apoi se, se duc pe tractul digestiv și omul ușor- ușor își revine, dar a pierdut și avantajele postului. Dacă, în schimb, vrea să depășească acest prag, să zic, ce pot să fac ca să depășesc, să nu, să nu rămân blocat aici, eu am găsit o singură metodă care a dat rezultat și a dat rezultat de fiecare dată când am avut nevoie de ea. De exemplu, am mai folosit-o chiar zile trecute și aici voi face o paranteză, o greșeală pe care am făcut-o și recomand celor care țin post să nu fac această greșeală și anume am lăsat o pauză mai lungă în care n-am ținut post de mai multe luni, nu știu, 6-7 luni în care n-am mai ținut post și atunci ficatul s-a încărcat cu prea multe toxine și în momentul în care am revenit cu un post, am zis de câteva zile să mai fac un post, aceasta a fost pentru el ocazie de aur, și a eliberat atât de multe toxine încât pur și simplu m-au dat peste cap. Uh, am, uh, și starea de rău a intervenit uh, noaptea, foarte interesant, noaptea când ficatul de fapt uh, prinde această ocazie. Pe la două noaptea m-a apucat o stare foarte puternică de rău, în situația în care aveam doar, uh, să zicem, 30 de ore de post. 30 de ore, foarte puțin. Dar, după cum am mai spus, la 30-36 de ore este acel prag care este critic, chiar 30-40 de ore pragul critic. Deci m-a apucat o stare puternică de rău și, bineînțeles, am aplicat procedura mea doar că a trebuit să repet de mai multe ori această procedură fiindcă nu a dat rezultat definitiv. De obicei în alte ocazii după o singură procedură sau două proceduri, se rezolvă și te simți bine și mergi mai departe. De data aceasta, probabil, s-a acumulat o cantitate mai mare de toxine. Nu mi-explic încă exact de ce. Noi ne-am mutat și cu, cu locul în alte localitate. Poate e ceapa apa nu este prea bună sau aiOS nu știu, nu știu exact cauza, dar s-a aglomerat, mai, s a adunat mai multe toxine și atunci a trebuit să fac uh, această procedură de vreo 7, 8, 9 ori, repetat uh, duc cu mici pauze între ele. Bineînțeles că nu a fost deloc plăcut, mi-am dat toată noaptea peste cap, n-am mai putut să dorm, m-am culcat abia spre dimineață pe la 7, deci practic între 2 și, 5, și 7 dimineața am avut 5 ore în care am trebuit să repet procedura și dimineața m-am setit mai bine, adică am putut să adorm și mi-a revenit, dar în cursul zilei am zis să continui cu postul, să mai continui, aia 2 noapte, iarăși la 2 noapte, în jur de 2 noapte, 1, 2 noaptea, aceeași stare de rău și aceeași procedură, am zis, nu se poate, deja am avut de atâtea ori, trebuie să-mi să, să treacă mai repede și tot nu mi-a trecut, a trebuit să fac de tot așa, de ca, ca și prima noapte, vreo 5 ore și vreo 7-8 repetări. În schimb, până la final mi-a mi trecut, adică spre dimineața mi-a trecut și mi-am revenit dar, după cum am spus, în nenumărate alte ocazii, când am făcut până acum post, de obicei, când mai interveneau astfel de stări, se rezolva cu o singură procedură, maxim două proceduri, nu trebuia să ajung la un număr atât de mare. Oricum, vreau să vă dau detalii mai multe, să vă prezint exact cum se face această metodă, fiindcă va fi într-adevăr salvatoare pentru multe persoane pentru anumite persoane care sunt poate mai rezistente, mai puțin intoxicate sau, eu știu, posibil să depășească și depășesc acest, acest prag de, de stare de rău mai ușor și pentru ei nu este nicio problemă, chiar nici nu e nevoie de așa ceva. Pentru alte persoane, organismul posibil să găsească resurse proprii și să facă procedura în mod natural, fără să-l ajutăm noi, deci, practic, este o procedură naturală, dar noi ajutăm organismul în cazul în care el nu o face natural. Ce aș mai vrea să spun este că, după experiența aceasta, să zicem, dureroasă prin care am trecut zile trecute, m-am gândit pe viitor să recomand și poate chiar să reiau personal aceste detoxifiere a lui Andreas Moris, care sunt Uh, au dezavantaje și avantaje, dar uh, partea dezavantajoasă e că sunt acele lichide extrem de neplăcute pe care trebuie să-l bei, amare, leșioase. Dar uh, partea bună este că ficatul într-adevăr elimină foarte multe uh, depozite, care bineînțeles puteți să le și analizați la, la final și nu, nu treci printr-o stare atât de neplăcută prin care treci atunci când aplici procedura care voi prezenta eu. Deci ar fi o soluție aceasta să încercați, să zicem, înainte de un post, de a începe un post sau de a face un post mai prelungit, să încercați metoda lui Andreas Moris ca să detoxifiați un pic ficatul și apoi să veniți cu un post cu apă. Fiindcă postul cu apă detoxifiază întregul organism și este mult mai eficient în ceea ce privește sănătatea și efectele lui. Ok, atunci să trecem la procedura noastră. Nu va dura mult, dar voi, da, voi încerca să dau suficiente detalii ca să fie foarte clar pentru toată lumea cum, cum se procedează, cum fac personal. După cum am spus, este metoda mea personală, n-am citit în ea din cărți sau n-am urmărit în alte părți, dar de multiple repetări am ajuns să o practic, ori de câte ori am nevoie de ea. Ok, să schimbăm cadrul pentru ceea ce aveți nevoie într-o astfel de procedură. Practic, aici avem tot de ce avem nevoie noi pentru această metodă, și anume un leghean cu puțină apă, el, și anume ca după ce se adună aici să se poată spăla mai ușor rezidurile, o sticlă de apă caldă, călduță, dacă este rece nu funcționează metoda, trebuie să fie la temperatura corbului. Apoi aveți nevoie de o farfuriuță și o periuță de dinți cu vârful rotund. Sau orice altceva de plastic cu un vârf rotund asemenea în aceste periuțe. Și practic, atunci când începe metoda, trebuie să ne așezăm în această poziție, să avem scaunelul aici, deschidem sticla de apă și bem o jumătate de litru din această apă. Deci este de un litru, un litru și un pic, bem o jumătate de litru. Două, practic două căni de apă. Această cantitate e suficientă ca să facem mai departe ce vrem să facem. După ce am băut apa, următorul lucru este să mișcăm stomacul, abdomenul în față și în spate sau chiar să-l ajutăm un pic cu mâna. Să facem un mic masaj la stomac. Acest masaj agitare practic a stomacului ajută la amestecarea depunerilor din stomac cu apa pe care noi am băut-o, da? ca să fie cât de cât uniformă. Oricum nu vom reuși foarte mult, fiindcă depunerile din stomac tind să se să rămână în partea de jos, dar măcar să ajutăm un pic, da? Agităm un pic stomacul, abdomenul și atunci se realizează o mică amestecare acolo. Ok. Apoi, în, după, imediat practic, după ce am agitat stomacul, da? imediat ne așezăm în această poziție. Da? Dacă este nevoie, dăm mai departe ca să fim perfect uh, îndreptați în uh, la jumătatea legheanului și băgăm, cu o mână putem să ne sprijinim dacă uh, simțim nevoie, că în acea perioadă suntem și foarte slabiți, uh, băgăm periuța de dinți până în capăt Uh, și ne irităm în zona sensibilă a rădăcinii limbii și uvulei, adică omușorului, lucru care creează, practic, sau amplifică starea de, uh, de vomă și ajută la uh, declanșarea vomitării. Ok, deci ne aplicăm așa. Ne irităm și ne irităm atât timp cât e nevoie până când se declanșează, fiindcă posibil să ia doar o atingere, posibil nici să nu fie nevoie de această periuță, fiindcă organismul singur va. Dar de obicei nu este, nu, nu o face singur, fiindcă uh, apare și elementul uh, apei, deci apa diluează conținutul din stomac și atunci nu mai este o senzație, scade practic senzația de vomă, nu mai este atât de puternic și organismul în mod natural nu o va face decât în cazuri excepționale. De aceea va trebui să-l ajutăm, să-l stimulăm cumva, da? Îl stimulăm cu periuța, ne aplicăm și dăm totul afară. În momentul în care am început, am început să vomităm, dăm totul afară și încercăm să repetăm această procedură, iar și cu periuța sau dacă nu e nevoie, uneori e nevoie doar la început, și după ce organismul singur începe să dea afară tot, dar dacă simțim că nu s-a dat înapoi toată cantitatea băută, deci estimăm aproximativ jumătate de litru sau peste, fiindcă noi în stomac oricum mai avem niște un, oricare conținut, atunci încercăm să să forțăm nota până la final, fiindcă cu cât noi mergem mai spre uh, partea de jos a stomacului, adică eliminăm mai mult din stomacul, cu atât va fi mai concentrată în aceste substanțe toxice, fiindcă acele toxine de puneri sunt în general la, la partea de jos a stomacului. Deci încercăm și dăm afară de câteva ori, o dată de două ori, trei ori, patru ori, până simțim că nu mai iese nimic. În momentul în care nu mai iese nimic, oricât am încercat, atunci putem să ne liniștim, ne calmăm și facem o pauză și ne evaluăm starea în care ne aflăm. Fiindcă dacă, dacă vomitarea noastră a eliminat cea mai mare parte a toxinelor și nu mai reprezintă o problemă pentru organism și pentru noi, atunci starea noastră se va îmbunătăți semnificativ. Ne vom simți ușurați, eliberați, deci oricum va fi o stare mult superioară, oricum ne vom simți mai bine după fiecare procedură, dar noi vrem să ajungem la starea zicem aproape perfectă în care să nu simțim absolut negativ nimic negativ. Deci aceasta, acest lucru îl urmărim, fiindcă dacă încă se mai simte o stare de rău, de, de în aceasta, oricum cei care țin post și au astfel de stări știu despre ce vorbesc, că cuiva care nu știe degeaba încerc să explic. Oricum, stare de rău, dureri de cap, de, de burtă, de uh, stare din aceasta de vomă, dacă încă persistă și e puternică, atunci mai repetăm această procedură de ori de câte ori este nevoie. Eu, după cum v-am spus, a trebuit să o repet de vreo 7, 8, 9 ore seriile trecute, nopțile trecute. Până când am văzut că s-a rezolvat, adică nu nu a mai revenit și am putut să plec liniștit și să mă culc. Uh, ok, deci cam asta ar fi. Deci uh, ne odihnim, facem o pauză. Dacă e nevoie putem să facem o pauză de jumătate de oră, să ne culcăm liniștit să și vedem dacă nu revine stare, nu se accentuează. Ok, s-a rezolvat. Dacă se accentuează iarăși și revine. Trebuie să mai facem o dată. Dacă am băut și a două jumătate de, de sticlă și mai e nevoie mai departe să procedăm, ne mergem la bucătărie, ne încălzim altă apă și tot așa continuăm cu procedura. Deci ca să explic de fapt ce ajutăm, cu ce ajutăm noi organismul în acest proces. Am mai spus, cred că și în acea ocazie, cu depășirea pragului de 36 de ore, că în perioada aceasta de, de detoxifiere și de post cu apă, ficatul începe să elimine, bine, nu mai ficatul, tot organismul, dar și ficatul, fiindcă în ficat sunt foarte multe, începe să elimine toxinele, o parte ajungă în stomac, o parte ajungă în intestin și se duc pe tractul digestiv. Cele care sunt în destin, n-ai ce să le faci. Și ele dau o ușoară stare de rău dar cea mai mare stare de rău este dată de toxinele care ajung în stomac, fiindcă stomacul, în principiu, are două funcții. Sau uh, primește alimentele, le absorbe, sau primește din ficat, uh, aceste resturi și toxine și trebuie să le dea afară. Uh, și dacă este acest proces, atunci automat nu se va face foarte rău, fiindcă organismul dă semne și practic strigă dă alarma, trebuie să elimine aceste toxine și îți creează starea de vomă și te apropie de acest proces al vomiterii, dar dacă el nu apare la timp și atunci când ai nevoie de el și vezi că nu mai suporti, ți este foarte rău și nu mai suporti starea de rău, atunci ajuți tu cu acest procedeu. În multe ocazii nu a fost nevoie, fiindcă organismul singur s-a făcut acest lucru, dar iată că apar și situații când trebuie să-l ajuți și să depășești pasul, altfel, altfel trebuie să întrerupi postul, fiindcă nu fizic nu nu mai pot să să rezist la această stare de rău și de durere și slăbiciune și durere de cap și burtă și în fine deci acesta este rezultatul acelor toxine care noi le avem în ficat în pachetate și stau bine acolo și noi nu simțim efectul lor e și momentul în care ajung în stomac, în intestin și încep să fie reabsorbite în sânge din sânge ajung în tot corpul și atunci le simțim ce înseamnă, de fapt, acea toxină care a stat la noi, acele toxine care au stat la noi în ficat timp de ani de zile sau zeci de ani. Noi încă nu știm, noi habar nu avem ce avem în ficatul nostru, fiindcă ficatul le ține acolo închise, depozitate sau semi-închise, că ele nu pot să stea chiar ermetic, da? Se mai pierd din ele, dar nu se pierd în cantitate mare, în schimb, atunci când urmăm acest post și detoxifiere, atunci ele ies în cantitate mare și atunci trebuie cât mai repede să le eliminăm și noi. Să nu le lăsăm să stea în stomac sau în intestin. Trebuie să grăbim, de exemplu, metoda lui Andres Morez folosește de acestea substanțe laxative care ajută ei la, iarăși la grăbirea tranzitului intestinal și eliminarea acestor toxine cât mai repede. Deci este o metodă neplăcută uh, și pentru mine și pentru oricine ar face, dar este salvatoare în situația în care ajungeți aici, fiindcă altfel trebuie să întrerupeți postul. Uh, de aceea, uh, după cum ai spus, uh, s-ar putea încerca metoda lui Andres Moriz înainte de un post, mai ales dacă știți că aveți uh, simptome de acest gen, da, stare de rău. Uh, unele persoane nu au, deci am avut uh, mai mulți pacienți care nu au avut absolut nicio problemă uh, în perioada postului până ajungând până la 3-4-5 zile și nu au avut absolut nicio problemă, deci practic nu, uh, nu este valabil pentru toate persoanele, doar persoane care uh, sunt mai sensibile, eu știu, sau care depășesc mai, mai greu acest prag, pentru el este o metodă salvatoare și eficientă. Cam atât am vrut să vă spun pentru astăzi, ceva foarte practic, concret și de mare folos pentru cei care vor să folosească postul în detoxifierea organismului într-o vindecare de o problemă de sănătate sau în orice alte rezultate pentru sănătate și pentru, bineînțeles, emoții și spiritualitate vreți să le obțineți. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!